viața nu e mereu dreaptă și trebuie să te obișnuiești cu asta, dar și când te obișnuiești deja nu mai ai chef de ea, deci e ok. Salut, dar... Vesu-i fresh, eu am cash, nu dau greș, te pun sub preș. Salutare, mă spun de Lenke BC. E o căldură de cădere ca și pe tine, ca de obicei. Și astăzi avem un clip special. Glumesc, frate, nu-i vorba ca un clip special, că mereu în special că apar eu în el. Hai, BC. Da, probabil te întreb dacă titlul a fost clickbait sau nu. Păi nu este clickbait, deoarece o să-ți povestesc cum mi-a fost furat telefonul. Și nu, nu-i vorba de ăsta. Și nu, nu-i vorba nici de ăsta. Și nu, nu-i vorba nici de ăsta. Ăsta. No, 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 no. Ah, look at the top of his head. Look at his lips. Sora, poate nu vrei să știi ce schemă mi s-a făcut ca să mi se fure telefonul. Probabil rămâi doar cu povestea zisă de Sucre acum mult timp, nu? Aia da poveste, dar Sucre nu-i prost, mă. Eu sunt mai prost. Bun, totul începe într-o zi. Eu doar nu noapte, sunteți retardați. You're a fucking idiot. Totul începuse într-o zi. Eram în clasa 8-a, dacă nu mă înșel. Venisem de la școală și m-am dus la meditații. Aveam meditații undeva aici în Timișoara, să cum mers spre Ronaz, dacă nu mă înșel, cu Cinciu, pe acolo, capăt, da. Și aveam meditații la română. Apoi mai făceam cu niște persoane. Na, acolo era totul chill, am mers la meditații frumos. Am avut acolo de alea predicat nu știu care, compuneri argumentative, ce am făcut pe acolo. Nu zic asta ca să trag de timp, ești idiot. You're a fucking idiot. Ce? You're a fucking idiot. Așa și de la Ba Megatron. Na, nu știu, cred că de la 4 la 6 aveam meditațiile sau așa. Sau de la 3 la 5, ceva de genul. Și când m-am întors, am hotărât cu unul care avea drumul oarecum intersecat cu al meu, să nu luăm 5-ul de la stația cea mai apropiată de loc unde făceam meditații și să merem pe jos până în stația aia principală, cred, sau gen acolo unde e și 4-le și 5 și 6, nu știu exact cum zice, Balta Verde? Nu știu. Abar. Mamă, cu azi de 18 ani în Timișoara și nu știu zonele. Și eram... Na, am mers pe jos, am aberat, râgeam, nu știu ce. Bă, și eram în stație. Bă, era lume. Cât de cât. Și pe drum au mai fost câteva persoane sau așa. Și așteptam să vină tramvaiul. Că trecuse unul pe lângă noi în timp ce mergeam așa, dar... De unde să-l mai prins la o stație? Bă, stăm ce stăm, vorbim pe acolo și vine un tip dubios. Nu mai știu, parcă era chel, mai, nu gras, de gen mare, cred că era mai înalt decât mine. Psst, garda, hai luați notițe că vă fac mare portret acum și îl prindeți după 4 ani. Și abera ceva de genul că trebuie să sune pe nu știu cine și chestii de genul și bla bla bla. La care colegul meu zice că nu, n-are credit, așa. Zic și eu că n-am credit. După aia zice că nu trebuie credit, că sună la nu știu ce număr și are, se trimite mesaj de ăla să cu sună-mă sau așa. Nu știu, îl mai ignorăm, încă berează acolo, spune ce are de spus, se pune pe bancă, se roagă foarte mult. Și prostul de mine, care e un om bun și handicapat, cade în plasă și bă, până la urmă îi dau să sune ăsta. Adică, pui mei, îi zic să-mi zică ce număr și ca prostul zice, dă că-l bag eu. Îl ia acolo,
Începe acolo să scrie, se apleacă mai mult, mai mult, mai mult, se pune așa și se ridică ca un rugby și trece așa. Bă, eu am încercat să-l țin, s-o zbătut un pic, a început să fugă, am început și eu să fug după el, dar... Send your pop car. Ok, where did you take your pop car? Își luase avans că puma mea a împins ca prostul și... Da, fugi după el, fugi, fugi, fix, fugi, pula, fugi, da. Țeapă, ai mai luat țeapă, n-ai mai luat țeapă, forță Steaua, hai, hai. Desigur, pe efectiv, ori fost pe drumul ăla în care, gen, alerga pe pământ, pe acolo, stăteam așa, ori fost oameni care puteau vedea de dinainte că cineva aleargă după un om care fuge cu un telefon în pula mea de oameni proști. Dar nu opri nimeni sau să oprească sau așa și, pumei, s-a dus, a alergat la un moment dat și după aia o luat tramvaiul în pumei, la modul urcat și n-aveam cum să mai traversez că trecea. L-a luat și s-a dus și aia a fost. Na, ce pumei am făcut după? M-am căcat pe mine de nervi, am pula ca de obicei. Da, dacă te întreb, viața mea e foarte plină de noroc, nu mai pot, frate, să-mi bag piciorul și vă întrebați de ce pula mea îmi place să trăiesc atât de mult viața. Și, na, pui mei, telefonul era, nu știu, primul meu smartphone, da, smartphone, cred, sau așa, a fost un Huawei Ascend G300, bă, era destul de ok pe vremea aia, chiar era bombă, apăruse recent, ușor, se mișca decent, îi făcusem tot felul de custom-uri, știi, pusesem custom ROM, puteam să duc orice joc pe el și asta că îi schimbasem, să fie recunoscut acolo din setări ceva, să fie recunoscut ca un, nu știu ce, Samsung, nu știu. Era tare ca să te joci așa, să-l modezi și astea. Și s-a dus. După aia, când eram în tramvai și mergeam spre casă, colegul meu mai râdea acolo, bă, dar cum s-a dus și asta, minunat, ce pot spune, super, adevărat, prieteni, se știu ce pot spune. Și na, în timp ce eram în tramvai drum spre casă, i-am zis la maică mea că mi-a fost furat, ce pui mei, asta e, s-a dus. N-am mai mers la poliție, că, pui mei, ce vreau să mai avem. S-a dus, nu mai are treabă, e-mail-ul nu știam. Gen, nu știam care e și ce face și de asta. Acum știu, nu faceți griji, că ori trecut 4 ani, dar tot prea sus. Dar, hei, privește partea bună, am mers la poliție când mi-a fost furată camera și încă nu s-a întâmplat nimic. Și ce, cât a trecut? Aproape jumătate de an de atunci, dar, superb. Super. Da, deci asta a fost povestea, am fost foarte prost. Oameni buni, nu fiți atât de buni că o să fiți, da. Sunt foarte prost că sunt foarte bun, îmi pare rău. Mă întreb oare cât rău fac atât. Mă întreb oare la cât de bine, la cât bine fac și cât rău fac. El se crede YouTuber, dar nu găsești două cuvinte, vai, cât e de prost. Bună, dacă nu știați, eu sunt Matei, eu editez clipurile lui Bogdan Cătălin și nu vreți să știi tu ce am de-a face, Doamne ferește. Mă întreb așa, oare, la cât bine fac și cât rău fac, de ce primesc doar rău, gen, nu înțeleg. Mă rog. Viața nu-i mereu dreaptă și trebuie să te obișnuiești cu asta, dar și când te obișnuiești deja nu mai ai chef de ea, deci e ok. Eu am fost Bogdan Cătălin KBC, nu fă greșeala mea pe care am făcut-o. Adică să te naști, că hai, stai că de fapt toți ați făcut-o a treștilor. Acum 4 ani, ce ai genul? Da, stați, da, nu, stați. Ce s-a întâmplat după aia? Cred că până la sfârșitul școlii, gen până după examen sau așa, avusesem în pula mea un telefon. Stai. Aveam în pula mea telefonul ăsta cu aia. Ăsta, like, what the fuck? Cu ăsta o trebuie să mă descurc aproape 4 luni, cred, poate și mai mult. Dar noroc că mai aveam tabletă și puteam interacționa și pe alte chestii și astea, deci... Na, tabletă pe care și pe aia am spart toate. Și na, ce s-a întâmplat după examenul de 8-a și notele din examenul de 8-a, am primit telefon nou. Interesant, nu? Eu am fost Bogdan Cătălin KBC, nu fă greșeală ce am făcut eu, din nou repet asta. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un like cu toate alea, de fapt, fă ce vrei, pe mine, eu am out, deja e o rutină, nu mai contează, salut, ceau! Sărănoasă sunt un ghilă, terva ta o pun pe pilă, îmi trebuie n-aș pupa benzina, dau mare de și mă faci în torpilă, sărănoasă sunt un ghilă.